ください。Pe canalul meu, eu sunt Janina și astăzi avem o colaborare cu o fătucă. Hai să vedem dacă o recunoașteți. Ia să vedem. Grăsuța! Da, băi nene, ne-am hotărât să facem o colaborare și am zis să facem ceva drăguț. Eu o să mă machiez cu mânuțele lui Rosella. O am aici în spate. Ok, și hai să vedem dacă reușește să mă machieze drăguț. Îmi pun ceva pe breton. Hai să-mi pun o cordeluță ceva încă. Cozi. Și o să vă las în info box linkul către canalul lui Grăsuța, că este adorabilă. Este așa, cum ne place nouă, fete din alea sincere, așa. Și haideți să începem. O să începem cu un fond de ten. Cu fondul de ten în stânga, 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 stânga. Stai, stai, stai. Mi l-ai băgat în gură. Mi-ai dat pe dinți. Da, acolo așa. Și întindem foarte bine, mai ales pe cearcăre și nu pe iris. Închideți ochii când vă faceți. Întindeți bine pe nas, pe nas foarte bine așa. Oh, foarte bine așa peste tot. Mai punem? Întindeți foarte bine. Ok. Arăt așa, mă, întindem bine, bine, bine. Întindem foarte bine. Mă simt ca și cum mi-am dat cu glet pe față. Așa, mă, așa trebuie să vă machiați. Luați exemplu de la mine că m-am machiat foarte bine. Mai departe. Stai să ți le așez acum. Acum trecem la contouring. Hai, arătăm paleta de la Morphe. E ăla nu-i de contouring, Rosel. Nu s-a face. Ok, așa trebuie să aplicăm... scumare, bro. Blend. Blenduim foarte bine. Mai ales că... că trebuie să facem niște umbre așa mișto. Și trebuie să blenduim ca lumea, că altfel zici că suntem o mască, dar dacă, bine, dacă mi-l bagi și în ureche. Trecem la blush. Blushul. Gata, mi-am dat cu contouring. Avem aici o paletuță de la Too Faced. Și o să... mai ales după ce v-ați făcut contouring pe la ureche, așa e ca lume. Așa, amestecăm în toate culorile, în toate culorile, trecem așa de la rând la coadă, ca să faci... și mai ales să vi-l dați pe nas, ca să faceți așa ceva care nu s-a mai pomenit.
Așa, treceți prin toate culorile de la... Și pe gură se dă blașul. Blașul se dă și pe gură, se bagă și în nas. Și acum trecem la highlighter. Avem aici paletuța de la Anastasia. Așa. Vai de mine și de mine. În seara asta merg... Cum la... Îmi pun în topul ăsta. În seara asta merg la o mare sfilată de modă și am luat aici o culoare. Pe unde mi-l dai, Ruse? Pe ploape. Pe ploape ca să ilumineze ca niște faruri în noaptea. Trebuie să vă dați ca lumea, ca lumea și pe nas, ca să zici că ai băgat nas și pe... să evidențieze ridurile pe gură, pe nas, foarte mult iluminator ca să fiți o stea în seara aia. Pentru ochi. O paletă. Avem aici paletă tot de la Motif. Arată, mă. O arăți așa. Așa, hai. Și acum treceți așa pe patru culori odată, ca să iasă o nuanță unică. Ca să iasă o nuanță unică și nemai văzută pe pământul ăsta. Și când te întreabă lumea ce nuanță este, cred că nu se mai găsește, că e adusă din Germania. Și vă dați așa pe la ochi, foarte frumos. Și pe nas, ca să aibă o continuitate de la coada ochiului până peste nas, cum se făceau înainte prin triburi cu sprânceana unică. Așa, și pe jos, pe cearcăne, ca să se evidențieze nene cearcănele. Că dacă n-ai dormit, deci, decât să nu le arăți deloc, mai bine le arăți de tot. De ce să le astupi? Trebuie să le arăți. Ce mai îmi pui? Așa, mă. Și acum dăm cu un creion frumos pe sprâncene, așa, din tot sufletul, să se vadă nene ca lumea sprânceana. Nu mai ne prostim să o facem așa, mă, una singură. Să nu mai ne prostim să le facem naturale. Ce e aia? Ori ți-o faci, ori nu ți-o mai faci. Așa, mă, să vadă ca lumea de la 5 km. Ca lumea, brava, Rosela. Rosela e make-up artist original. A, sfumează, auzi. Mă zgârii. Sper că se vadă foarte bine acest machiaj, pentru că vreau să mă copiați din tot sufletul cu machiajul ăsta, rimelul și rujul mai e. Da, acum ai acum cu rimelul, să vezi când scoate ochii. Așa, avem un rimel care trebuie să vă dați după sprâncene până sus pe sprânceană, pe gene și pe pomeți. De la pomeții de după față până sus, așa, mă. Cu o mișcare să le facem și parea de jos și parea de sus în același timp. Ok. Perfect. Așa, mă. Vedeți? Așa trebuie să arate. Ca să facă bum. Și acum să trecem la ruj. Noi am ales într-adevăr un ruj super mișto. Ruj roșu, roșu, roșu. Ăsta este de la Kiko. Și hai să ne dăm cu ruj. Așa. Ca să nu mai aveți nevoie de lifting-uri și de botolino și de aciduri și de asta, vă faceți rujul prin afara buzelor, nu peste buze. Buzele nu trebuie să le atingeți absolut. Rujul trebuie dat în afara buzelor ca să se facă și mai mari, să le pui în evidență cât mai mult. Și eu ador acest machiaj și am să ies acum pe stradă. Ce-ar fi să ies pe stradă să vadă lume? Și scuzați-mi că mă mănâncă nas, mi-a ieșit niște muci și eu ador acest machiaj. Și popi popi, să face și gurița în formă de pește. Și așa, cu părul meu, pletuțele mele. Și uite, așa am rezolvat, am mai rezolvat
problema la 5-6 mii de euro pentru refăcutul buzelor, ne-am dat cu ruj pe afară. Așa mai întindem un pic de ruj pe față, puteți să folosim rujul și ca blush. Și să vă duceți să vedeți ce a realizat și grăsuța frumoasă, să vă abonați la canalul ei, că dacă nu vin la voi acasă și vă caut. Și să nu vă jumuliți părul din cap. Și vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem la următorul video. Like!